într-un tărâm îndepărtat peste nouă birouri și două trenuri de navetiști, trăia un împărat pe nume Verde Împărat, cunoscut în regat drept Verde Gigi. Verde Gigi avea un palat mare, dar mai puțin mobilat, deoarece tot bugetul fusese cheltuit pe tablete pentru fiii săi. Împăratul avea trei băieți, Peștișor de Aur, Mândruț și Ionel de Mânărel. Deși numele lor sunau ca dintr-un reality show, fiecare avea talente speciale. Peștișor de aur era maestru în gaming, Mândruț era influencer pe insta 2, iar Ionel de Mânărel era expert în hackat rețelele de socializare. Într-o zi, Verde Gigi a primit o notificare pe smartphone-ul său de aur despre un mare pericol care amenința regatul. Furtunade Zlotcu, un dragon modern care lansa virus cibernetici și posta fake news pe Facebook, amenința să distrugă stabilitatea rețelelor regatului. Verde Gigi a convocat imediat un consiliu de familie pe Zoom. Fii mei," a spus Verde Gigi, regatul nostru este sub amenințare. Trebuie să-l învingem pe de Zlotcu și să restabilim ordinea pe servere." Peștișor de Aur a propus să joace un joc de strategie pentru a-l prinde pe dragon, Mândruț a vrut să facă un live pe Insta Deuce pentru a cere ajutorul fanilor, iar Ionel de Mânărel a sugerat să hackeze conturile Dragonului. Verde Gigi a fost de acord cu planul lui Ionel, dar a insistat ca toți trei să lucreze împreună. Astfel, cei trei frați au pornit la drum. Pe drum s-au oprit la mol de basme, unde peștișor de aur a cumpărat o sabie laser, Mândruț și-a luat un selfie stick magic, iar Ionel de Mânărel a achiziționat un router vrăjit. Prima oprire a fost în pădurea Wifiland, unde semnalul era slab și trebuiau să se bazeze pe skillurile lor. Acolo au întâlnit-o pe Ileana Cosânzebe, o prințesă modernă care își pierduse conexiunea la internet. Peștișor de aur i-a reparat conexiunea și, în schimb, Ileana le-a dat un antivirus magic pentru a lupta cu furtuna de zlotcu. Cu antivirusul în buzunar au continuat călătoria până la peștera dragonului. Furtuna de zlotcu îi aștepta, postând meme-uri despre ei pe Twitter. Bătălia a fost epică. Peștișor de aur a folosit sabia laser pentru a sparge firewall-ul dragonului, Mândruț a făcut un live pentru a cere ajutorul followerilor, iar Ionel de Mânărel a lansat antivirusul Magic. Cu ajutorul fanilor, dragonul a fost învins. Dar înainte să dispară complet, furtuna de cu a spus, Vă voi blestema! Dacă oamenii nu dau like, share și subscribe la povestea voastră, toate conturile lor de social media vor fi hackuite și vor primi spam cu reclame la produse dubioase. Reveniți acasă ca eroi. Frații au fost primiți cu aplauze și emojiuri de către toți locuitorii regatului. Verde Gigi a fost atât de mândru încât a postat pe toate rețelele sociale o poză cu fiii săi și a scris Cei mai tari băieți din regat. Morala poveștii. Dacă vrei să-ți protejezi regatul și conturile de social media, dă like, share și subscribe. Altfel, s-ar putea să te trezești cu un dragon modern care îți hacuiește tot.